Incendiu puternic izbucnit luni dimineață la un imobil de pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. Apelul de urgență a venit în jurul orei 7 și 10 minute, iar la fața locului s-au deplasat două auto speciale pentru stins incendii, o autoscară și mai multe ambulanțe smord. Focarele incendiului au cuprins o cameră tehnică din atelierul de vopsitorie, canalul tehnic de ventilare, un garaj, izolație exterioară din polistiren și întreg acoperișul imobilului, cu o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar intervenția promptă a pompierilor a reușit să împiedice propagarea flăcărilor la imobilele alăturate. Primele date ale anchetei au stabilit că incendiul a pornit de la o defecțiune a instalației de ventilare.